atmosfera este foarte bună, suntem pregătiți pentru meci, ne pregătim pentru meciul următor. Ne străduim la maxim la antrenamente, pentru asta lucrăm. Sperăm să avem un rezultat pozitiv. Fiecare tindem pentru prima echipă, să fim gata pentru prima echipă. Muncim mult la antrenamente și sperăm că va fi un rezultat bun. Apropo, ai marcat 5 goluri în divizia și ai intrat în vizorul primei echipe. Crezi că poți atrage și mai multă atenție asupra ta? Da, cred că mai departe va fi un rezultate și încă și mai bune, dar sunt bucuros până că merge bine și am marcat până acum goluri. Sper mai departe că o să fie rezultate bune, nu o să mă opresc la asta. Și vă ajută echipa pentru meciul următoare să câștige. În ultimul meci nu ați reușit să puteți niciun gol, ce s-a întâmplat? A fost un meci nu foarte reușit. Am scăpat în primele minute, după asta nu, pe tot parcursul meciului nu am putut marca. Nu intra mingea în poartă, am avut momente, dar nu le-am putut realiza. Ce obiective are echipa a doua clubului? Să câștigăm restul meciurilor și până la urmă să fim pe primele locuri în campionat. Cum zimbru la mic clasament undeva pe acolo, crezi că e un loc meritat? Nu, cred că nu e un loc meritat. Sunt din cauza greșelilor noastre. Sperăm mai departe că să avem rezultate bune și să ne ridicăm. Ai fost convocat și la selecționată, ce pot spune naționala Moldovei? În primul rând este o mândrie pentru mine și mă voi strădui să fac tot posibil ca naționala să arate rezultate bune. Vă toate puterile le da pentru asta și sper că vom de grabă avem preliminările, meciuri cu Olanda, e o echipă foarte puternică, sperăm că vom arata un rezultat bun. Și faci tot posibil pentru ca să ajut selecționata.